Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit din nou pe canalul Bancuri de la A la Z. Hai să mai spunem câteva glume, bancuri și anecdote. O blondă însărcinată merge la medic. Medicul o consultă și îi spune: felicitări, aveți gemeni. Blonda se ține de cap și zice că vai de mine, vai de mine. Medicul nedumerit o întreabă: ce s-a întâmplat, de ce sunteți întristat? Blonda zice că vai, nu știu ce o să-i spun soțului, de unde a doilea? Maria avea 15 ani. Dar lui Gheorghe pentru asta i-a dat 20 de ani. Merge o doamnă la medicul psiholog. Domnule medic, vă rog foarte mult să mă ajutați. Nu știu ce se întâmplă cu soțul meu, dar ultima vreme parcă e nenormal. Intră în casă și deodată începe a mă bate până și sare sângele de mine. Și nu știu care e cauza. Mâncare gătesc normal, gustoasă. În casă e ordine. Nu știu ce e cu dânsul. Vă rog mult să mă ajutați. Doctorul se uită la dânsa și spune că da, e un caz specific, interesant, dar dă să încercăm o metodă. Timp de o săptămână, încercați să șerbeți romaniță, faceți o tinctură de romaniță puternică și încercați când intră soțul în casă să faceți clătiri cu tinctura aceea. Piște o săptămână, vine înapoi doamna la medic bucuroasă: domnule medic, vă mulțumesc foarte mult, mi-a ajutat, soțul a venit în șire și nu mă mai bate. Medicul zice că uite, vezi ce înseamnă să tași din gură când trebuie. Într-un spital, medicul care a intrat în tură face o vizită la pacienți de dimineață. S-a prochit de prim pacient și îl întreabă: de ce suferiți? Aici se spune hemoroiz. Și vă lecuiește? Mă unge cu iod. Pretenții aveți? Nu, tot e ok. Se duce la următorul: dumneavoastră, de ce suferiți? Eu tot cu hemoroiz. Și și vă lecuiește? Cu iod ne unge. Pretenții sunt? Păi nu sunt pretenții. Merge la următorul pacient: dumneavoastră, de ce suferiți? Eu am anghină. Și cu și vă lecuiește? Mă unge cu iod. Pretenții sunt? Și că da, se poate mine să mă ungă primul. Ion și cu Gheorghe mergeau pe munți și la un moment dat Ion pășește în gol și cade de pe munte jos. Gheorghe se uită după dânsul și n-al mai vede și-l strigă: Ion, ești viu? Da! Mâinile, picioarele sunt întregi? Da! Ap și aștept, urc-te înapoi în sus! Nu pot, eu încă cad! Un medic, după ce a ieșit pacienta de la dânsul din cabinet, cade pe gânduri și grește singur cu dânsul: ce-am făcut? Eu am călcat jurământul lui Hipocrat, numai și am profitat de pacienta mea și am trăsnit-o, cum așa, cum să lucrez eu mai departe. Dar pe de altă parte, stai, am mai discutat cu colegi de-a ei și tăți au zis că au avut și experiență de este. Înseamnă că nu sunt cel mai rău medic, înseamnă că îți pot lucra mai departe. Dar o voce din interiorul lui îi spune că și fel de experiență la colegii tăi, tu ești medic veterinar. S-a dus țiganca la doctor, s-a intrat în test și s-a controlat la gât. Și doctorul îi zice că are la laringită. După asta a trecut pe la ginecolog și i-a zis că are cistită. Iese din clinică și țiganul afară o întreabă: zi fă, ce ți-a zis doctorul? Dar pe randa îi zici că apă doctorul a zis că e lărgită, dar e cinstită. Iarna frig, țiganul și cu țiganca își deu un cas și înghețau. Țiganul îi zici: fă pe randa, du-te fă în pădure și adă niște lemne. Dar pe randa îi zici că păi dacă mă prinde pădurarul, apă mă tochește acolo pe loc. Du-te fă de adă lemne, că nu ți-a mai roade-o. Se duce țiganca în pădure, aduce lemne, vine acasă, fac foc, se încălzească și pe randa s-o pus la plită și se încălzească. Cum și de e crecanat acolo cu fusta, n-avea nici chelot, îi sare o scânteie drept în vizuină. Țiganul sare de pe pat și începe a fluctura cu mâna printre craci și îi zice: bă, pe randa, ia seama că ne arde cartela de lemne. Merge o țiganca pe stradă și citește frizerie. Se uită în stânga, se uită în dreapta și trece tămană o doamnă pe drum. O oprește și întreabă: dragă mame, spune-mi, te rog frumos, aici e frizerie? Doamna și aia zice că da, e frizerie, ia uite, scrie acolo sus. Dar țiganca îi zice că văd că scrie acolo sus, dar am vrut să mă conving. Săptămâna trecută am trecut pe lângă o poartă, scrie pe dânsa: dacă n-am intrat era materiale de construcție. Salutare, dragi prieteni, dați să vă spun un banc despre doi moșneci cum stau și beau un bar. Doi moșneci, foști militari, stăteau și serveau câte o bere în bar. Unul dintre ei ridică halba cu bere și zice că hai să bem pentru sănătate. A doilea zice că nu, hai să bem pentru noroc. Aici zice că nu, eu zic pentru sănătate. Aici zice că nu, pentru noroc. Noroc, sănătate, noroc, sănătate. La un moment dat s-o opresc și aici cu norocul zice că ei, spune-te rog frumos, dar ce tu vrei că noi să bem pentru sănătate? Și a doilea zice că, băi, asară ne-a chicat o fată bună. Și folos că am avut noroc dacă n-am avut sănătate. Nu a fost sănătate. Doi prieteni stau de vorbă și unul zice la celălalt: ia vreme urâtă, îi zice, da, uite, de acord cu tine, că așa vreme spurcată, de mult n-am mai văzut. Păi de o săptămână plouă și din cauza asta femeia mi-a intrat în depresie. Și așa nijel de dânsă, mă uit la dânsă permanent și de sus pe geam, cu ochii, îi trist, câteodată are și lăcrimi pe față. Și nu știu ce să fac, mă gândesc că încă vă două zile dacă ați ție așa ploaia,
Poți-i da drumul să intri în casă. Vine fetița acasă de la școală, intră în casă, îți duci la bucătărie, o găsești pe mamsa și începe a răcni. Plânge, Doamne ferește, mamsa nu înțelege ce se întâmplă. Apoi zice, dragă mami, și cu tine, ce s-a întâmplat? Asta plânge, Doamne ferește. Aici, la un moment dat, se începe șterge lăcrimi și dă să-i povestească mamsa. Mamă, vezi copiii la școală să râd de mine, zic să râdă, fața mea seamănă cu fundul. Mamsa se uită la dânsa, te-i, dragă mami, și grăiești prostii, și o mângâie, o liniștit, nu știu. Nu le trage atenție, tu ești și mai frumoasă fetiță din lume, tu ești, dragă mami, vin încoace, vin încoace. O mângâie, tu încoace, încoace, cădeam la plimbare. Iese el afară la plimbare și cum iese el din casă, stăma lângă casă, erau gaură de canalizare. Fetița se plăcă și se uită în gaură. Dar din gaură și e unul strigă, ei, vă rog frumos, mă nu faceți treaba mare aici. Un moldovan, cu rădășini de evreu, a lucrat toată viața lui la Moscova. La stroic încolo încoace, păi și într-o bună zi i-a pus de porc și l-a trimis acasă. Vine el acasă, avea niște bani strâns acolo, dar înțelegea că trebuie să angajeze undeva și a încercat el la piață să vândă. Nu s-a prins. Pe urmă s-a dus pe niște cunoscuți într-o firmă să aranjeze, nu s-a prins nici acolo. Păi s-a mai consultat el cu niște prieteni și a zis, păi ieși și deschide ceva pe lui. Lucrezi la gheaghe, e una, dar când ai business, tău e altceva. Ei s-au mai consultat nu știu care acolo și deschide o clinică. Deschide clinică, la intrare pune un placat și scrie pe dânsul. Lecuim orice boală pentru 5.000 de lei. Dar în caz că nu o putem lecui, noi vă întoarcem înapoi 10.000 de lei. Păi, și aștepta clienții. Amu, de lângă clinica asta lui, într-o țin, trece un evreu. Păi, zice în drumul lui, știi? Da, stai, gândrata și ridic ochii în sus și citești placatul ăla. Le cuiem 5.000 de lei, dacă nu le cuiem 10.000. Și avea un răb din capul făcut o matematică, aha, și băi, aici se poate făcut un leu. Se strânge el cămia și așa ea și intră în clinică. Intră aici, îl întâlnește, zice, bună ziua, zice, bună ziua. Ce problemă aveți? Cu ce întrebări ați intrat acum? Nevoastră sunteți fielșorul, de aici, da. Puteți mă lecuiți? Eu n-am gust, înțelegi? De aici, bun, încercăm. Așezați-vă aici, să așează este acolo. Aici se strigă, asistentă, adă încoace coropșica și e cu siropuri magici. Asistenta iese de acolo cu coropșica și întrânză două sticluțe. Scoate așa la un căpășel, îi toarnă într-o lingură și de la aici se bie. Aici se ia lingură și e de zbire. Puuu! Dar pe asta e urine! Felicitările noastre! Tocmai în momentul acesta v-a scăpătat gustul. De la dumneavoastră 5.000 de lei. Evreu, îți mușca mâinile. Dar n-avem control, scoate 5.000 de lei și de la ei să-și duci. Hai să pune barul în buzunar, hai și scâta de treabă. Evreu a trecut vă 3 zile și îți gândești, păi trebuie cumva să fac să-mi scot banii înapoi. Să întoarci evreu înapoi și 3 zile. Între acolo zici, bună ziua, ai să zici, bună ziua. Să iar întreabă, cu ce problemă ați venit la noi? Zici, eu i-am pierdut memoria. Spuneți-mi, vă rog, puteți să lecuiți așa boală? Hai să zici, păi, trebuie să încercăm, așezați. Hai să se așează, hai să iar strig. Asistente, așa de acolo, și adă încoace cutiuța cu siropurile magici. Asistenta iese iar cu coropșica și e cu două sticlișoare. Aici e un șpușor de șeala și dă stoarne în lingură. Dar evreu o suită și zici, dar ce faci ei? Asta e urină. Aici pune sticluța înapoi și zici, noi vă felicităm. La dumneavoastră s-a restabilit memoria. De la dumneavoastră 5.000 de lei. Evreu iar enervat, Doamne ferici, scoate 5.000 de lei. Îi dă la ăsta că-și nu zici la ridere și ies din cabinet. Piște o săptămână, evreu se întoarce înapoi la clinică. Cu un băț în mână pentru orchi, intră el în cabinet, salută, aici iară ies în întâmpinare, zici cu o veche nostru prieten, aici zici că băieți nu vă râdeți, de-aghea am ajuns la voi, eu nu văd nic, eu sorb, voi puteți să mă ajutați. Ia ca din păcate, noi vederea nu putem să vă restabilim. Evreu zici că bun, și apamu și să facem. Cum și să facem? Suntem nevoiți să vă întoarcem 10.000 de lei. Asistente! Așa de acolo, șei! Adă te rog încoace 10.000 de lei. Așa i-a duci 10.000 de lei, ăsta e 5.000 de lei și îi pune în buzunar, dar 5.000 de lei de la ăsta în mână. Evreu e bani și zici că, dar pe aici sunt numai 5.000 de lei. Dar ăsta e lei și e înapoi și îi pune în buzunar, zici că, noi de nou vă felicităm, am reușit să vă restabilim și vederea. De la dumneavoastră 5.000 de lei. Prieteni, dacă v-a plăcut bancul, puneți un like, scriți un comentariu și abonați-vă la canal. Ne vedem în videoclipul următor.